Versetul pe care aș vrea să îl împărtășesc astăzi cu tine se află în Epistola către Evrei, în capitolul 12 și este vorba de versetul 6. Aici scriptura spune căci Domnul pedepsește pe care îl iubește și bate cu nuiaua pe fiul pe care îl primește. Un verset destul de interesant. Oare ți s-a întâmplat vreodată în viață ca atunci când a apărut ceva rău, neașteptat în viața ta, primul gând pe care să îl ai în minte să fie acesta. M-a pedepsit Dumnezeu. Am întâlnit foarte mulți oameni care în situații critice din viața lor, în mijlocul problemelor și -anecazurilor, spuneau, a necazurilor, spuneau, m-a pedepsit Dumnezeu. Unii dintre ei făceau referire la o greșeală sau la un păcat din trecutul lor mai apropiat sau mai îndepărtat. Sunt oameni pe care un anumit păcat sau o anumită greșeală îi urmărește ani de zile și de fiecare dată când se întâmplă ceva rău, în mintea lor vine ideea aceasta. M-a pedepsit Dumnezeu. Vreau să îți dau o veste bună. Aici nu-i vorba de pedeapsa aceea la care te gândești tu uneori. De fapt, Ideea pedepsei din versetul acesta este ideea disciplinării. Nu pedeapsă în sensul de a plăti pentru greșelile pe care le-ai făcut. Pentru că pentru greșelile pe care le-ai făcut tu, a plătit Isus Hristos. Pedeapsa pentru păcatele tale a suportat-o Hristos. De aceea Dumnezeu nu te pedepsește în felul acesta pentru păcatele tale. Dar sunt momente în care Dumnezeu ne disciplinează. Simțim oarecum nu iau a lui, nu în sensul de a ne pedepsi pentru că am făcut ceva rău, ci în sensul de a ne atrage atenția, de a ne îndrepta, de a ne aduce înapoi la calea cea dreaptă. Disciplinarea este o expresie a iubirii lui Dumnezeu față de noi. Și atunci când El ne disciplinează într-un fel sau altul, ar trebui să ne întrebăm întotdeauna, oare ce vrea Dumnezeu să mă învețe? Vezi, dacă cei mai mulți oameni atunci când trec printr-o încercare pun întrebarea de ce, de ce mi s-a întâmplat mie lucrul acesta? Întrebarea pe care ar trebui să ți-o pui tu este diferită. Întrebarea este ce? Ce vrea Dumnezeu să învăț? Ce vrea Dumnezeu să schimbe în viața mea? E o mare diferență între pediapsă și disciplinare. Dumnezeu nu te pedepsește pentru că l-a pedepsit pe Domnul Isus Hristos. Va exista o pedeapsă, o pedeapsă veșnică pentru cei care îl resping pe el. Dar până atunci acționează această disciplinare a lui Dumnezeu, care este o expresie a iubirii lui și care vrea să ne întoarcă la calea dreaptă. Așa că primește disciplina pe care Dumnezeu uneori o exercită asupra ta. Fii mulțumitor! Lasă ca Duhului Dumnezeu să-ți arate ce trebuie să schimbi și schimbă în viața ta pentru că Iisus Hristos este interesat să lucreze la formarea caracterului tău.